bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Buget de Familie! Eu sunt Ioana și pe acest canal vă dau idei și soluții pentru bugetul unei familii. Această serie de filmulețe este făcută în colaborare cu Alexandra Andrei, o vlogăriță pe care eu o apreciez foarte mult, îmi place foarte mult canalul ei, deși este despre lifestyle, despre beauty, nu vă dați seama câte lucruri învăț eu de la Alexandra și câte lucruri foarte interesante, mai ales că ea nu este acel gen de vlogger care vă recomandă produse super scumpe, extrem de, să zicem, nocive pentru bugetul vostru, ea vă recomandă produsele cele mai faine și la un preț foarte bun. O să vă las un link în descriere cu videoul făcut de Alexandra în această săptămână, cu câți bani a cheltuit ea și, sincer, eu de abia aștept să îl văd. În acest vlog acopăr perioada 9-15 septembrie. Începem acest vlog cu ziua de miercuri. Mi-am început ziua de miercuri cu o cafea bună. Știți cât de mult îmi place mie cafeaua de la Nespresso. După care ne-am pregătit la prânz să mergem la o pizza. Și această pizza nu o vom plăti pentru că este un cadou din partea prietenei mele, Adriana. Adriana a câștigat două pizza și o înghețată la un mall din Brașov și a fost foarte drăguță să îmi dea mie acest premiu. Drept urmare, mergem la o pizza și la o înghețată. Mallul în care am fost se numește Magnolia, este un mall mai mic din Brașov, dar era foarte puțină lume, deci am putut să ne bucurăm de pizza. Într-un final am decis să luăm această pizza la terasă, am putut să mâncăm această pizza la terasă fără niciun fel de problemă și puteți să-i vedeți pe cei doi băieți super încântați că urmează să primească pizza. Vă ziceam că am câștigat și, de fapt, Adriana a câștigat și o înghețată și am putut să ne alegem două cupe diferite de la Luado, un magazin de înghețată super fine. Am mai mâncat de înghețată de la ei, ne place foarte mult, iar doamna a fost foarte drăguță că ne-a pus două cupe în două cornete separate și așa am avut și eu și Patrick câte o înghețată. Una este de caramel sărat, iar cealaltă este de cocos. Vă dați seama cine a fost cel mai încântat de această înghețată. După ce ne-am tratat la prânz cu pizza și înghețată, am mers până la Decathlon să-și ia Peter o bandă elastică pe care a dat 40 de lei. După Decathlon am fost până la Pepco, am cheltuit 102 lei și 98 de bani, i-am cumpărat celui mic chiloți, am cumpărat niște lucruri pentru casă, o tavă, cred că ați văzut prin vlogurile mele de jurnalul gospodinei nepricepute că am o tavă care este spre finalul vieții, mi-am cumpărat una nouă, mi-am cumpărat niște agrafe, această tăviță în care pot să pun săpunul și detergentul pentru vase și am zis că este o idee bună, nu vă arăt chiar chiloții copilului. Aceasta este tava și agrafele despre care vă vorbeam. A trebuit să cheltuiesc 100 de lei pentru că este un concurs în care te poți înscrie, dar trebuie să folosești în acel mall cel puțin 100 de lei. Ultima cumpărătură pe ziua de astăzi a fost de la Auchan. Ne-am făcut cumpărăturile săptămânale de 298 de lei. Totalul primei zile de miercuri a fost de 440 de lei. Și dacă ieri a fost o zi în care am cheltuit foarte mulți bani pe la terase, prin mall, la cumpărături, astăzi am ieșit în natură, am ieșit cu cel mic să se joace, îi place foarte mult să se joace în natură și avem un loc preferat, nu este foarte departe de Brașov și cam asta am făcut toată ziua, am mers cu el, ne-am luat niște mâncare la noi și am petrecut ziua în natură când încă mai este vreme frumoasă și se poate că este totuși toamnă și nu știu cât o să mai țină vremea frumoasă cu noi. Deci astăzi, joi, am cheltuit 0 lei. Vineri, 11 septembrie, mergem până la Selgros pentru că am primit un telefon că voucherul meu câștigat la campania Kinder este disponibil și am zis să merg până când avem mașină, adică până când mă poate conduce Peter până acolo, ca să nu mă duc eu cu taxiul sau cu alte sarsanale că nu o să avem mașină câteva săptămâni. La Selgros am făcut cumpărături pe care vi le prezint în videoul de duminică de 357 de lei,
dar am plătit doar 107 lei pentru că am folosit acest voucher pe care l-am câștigat de 250. O să vă arăt ce mi-am cumpărat de acești bănuți. Și pentru că este vineri seara, surpriză, surpriză, ne facem comandă de burger, burgerii mei preferați de la Teroir. Eu am ales de data aceasta un burger cu brânză camembert și sos de chili. Este foarte, foarte bun. Cred că este preferatul meu din meniul celor de la Teroir. Uitați ce bine arată. Ne-a costat doar 59 de lei și am lăsat 4 lei bacșiș, deci 63, pentru că am primit un voucher de reducere de la cei de la Takeaway de 15 lei și știți cât îmi place mie să primesc vouchere de reducere. Din păcate, cei de la Takeaway nu au promoție să vă pot da și vouă, dar o să vă las linkurile de la Foodpanda și de la Glovo, dacă nu aveți cont cu ei. Dacă vă înscrieți de pe linkul meu, puteți primi 15 lei să îi folosiți la următoarea comandă peste 30 de lei parcă. Totalul zilei de vineri a fost de 170 de lei. Sâmbătă a fost o zi de lucruri casnice, am spălat două mașini pentru că Peter urmează să plece undeva în Franța și nu are nevoie de lucruri proaspăt spălate. Am avut noroc că a fost și vreme faină și n-am cheltuit nimic. Duminica a fost zi de plătit facturi, începem cu Digi, 59 de lei, după care continuăm cu cartelele Vodafone. Pentru mine a fost 26 de lei pentru că am avut niște puncte adunate la Pago, iar pentru Peter a fost 46 de lei. Totalul zilei de astăzi a fost de 131 de lei, dar vreau să vă povestesc despre modul în care reușesc să-mi plătesc eu facturile și să mai adun puncte pe care le transform în bănuți și așa mai îmi scad un pic facturile. Eu folosesc aplicația Pago, v-am mai povestit despre ea, îmi plătesc facturile prin intermediul lor și de fiecare dată primesc puncte pe care le pot transforma în bani. Iar de data aceasta am avut vreo 200 și ceva de puncte pe care le-am transformat în 2 lei și de la 28 am plătit telefonul 26. O să vă las linkul în descriere, dacă vreți să vă înscrieți, puteți primi puncte gratuite doar pentru că vă faceți cont, este sigur acum, na, depinde și de voi, dar este foarte greu să găsesc soluții pentru a scădea plata facturilor. Acolo este imposibil să găsești reduceri sau promoții. Luni 14 septembrie, pentru că a început școala, a fost peste tot nebunie și nu am făcut nimic. Am stat prin casă, ordine, curățenii, dăstea casnice și nu am cheltuit nimic. Așa îmi place când încep săptămâna fără să cheltuiesc niciun ban. În ultima zi a acestei săptămâni în care țin evidența, am fost la Profi, aveam un voucher de 100 de lei de cheltuit și am depășit parcă cu 21 de lei, deci mi-am cumpărat lucruri pentru casă, am făcut stocuri de unt de arahide, niște chestii pentru concursuri. Mă bate Patrick la cap de vreo săptămână că vrea o mașinuță pe care a văzut-o în Carrefour și acum, pentru că și-a făcut acei bănuți să-și cumpere mașinuța, n-am mai avut ce să mai zic și am mers împreună să-i cumpărăm mașinuța. A fost 4,90 lei, iar el în Selgros, când m-au așteptat pe mine să fac cumpărăturile, pentru că nu intrăm toți, că n-are niciun rost, a mișcat cu taică-su cărucioarele din parcarea de la Selgros și au făcut împreună 4,50 lei, era super încântat și cu ei a zis că vrea să-i cumpăr o mașinuță. La Carrefour a mai cumpărat și un iaurt Danone, foarte fain, dar era la reducere, la 50%, la 1,99 lei, deci în total am cheltuit parcă 7 lei. Marți este de obicei seara de pizza, am comandat o pizza de la Dodo, aveam un voucher câștigat pe Facebook pentru o pizza gratis și a fost foarte bună. Totalul zilei de astăzi este de 28 de lei. Am cheltuit în această săptămână 769 de lei. Mie mi se pare o sumă ok, mă bucur că am avut atâtea vouchere, ca parcă în valoare de 350 de lei, altfel nu am fi făcut atâtea cumpărături, am avut și câte două pizza gratis săptămâna asta, deci a fost o săptămână bună din acest punct de vedere. A fost și o săptămână cu facturi, deci mi se pare normal să fie un pic mai mult față de săptămâna trecută. Vouă cum vi se pare, mult sau puțin? Mă bucur că v-ați uitat până la final, sper să vă placă acest tip de vlog și noi ne revedem cât de curând în următorul. Pa, pa!